La ce trebuie să iei festivalurile astea? Pentru mine, festivalurile sunt acea rară ocazie pe an de a mă atinge de cei mai frumoși oameni și a-i vedea la față și a mă convinge. Bine, unii oameni poate se demoralizează după eșecuri și cred, nu mai cred în ei, dar în mine, din potrivă, se declanșează. Eu, totuși, nu urc singură pe baricade și nici nu m-aș fi implicat anul trecut dacă nu aș fi fost invitată. Eu, sincer, eu mă mir de oamenii care spun s-o dus, vin aici, trăiești aici sau... Voi nu înțelegeți că asta e transfer de creiere. Oamenii se duc, învață și unii dintre ei chiar revin acasă. Rădăcinile rupte foarte tare doar de departe. Rădăcinile rupte sângerează în fiecare zi. Eu aș vrea să cred că nu mai vin am surprize. Și pentru că eu mă țin minte pe mine. Diversă. E greu de vorbit despre o relație de 12 ani ca despre o relație ca să fie proaspătă. Eu aș fi fericită să revin acasă. Eu am să fiu foarte sinceră când am început să mă documentez încă o dată despre Nata, pentru că e foarte greu să faci podcast cu oameni super populari, care sunt în online cu mii de oameni audiență. Pentru că ei povestesc acolo aproape tot. Și asta e foarte amăgitoare senzație, de fapt. Probabil. Că, de fapt, cel mai important ce se întâmplă nu se povestește. Dar tu povestești acolo. Da, dar nu, asta e și ideea. Că cel mai important se întâmplă, nu se ajunge să povestească din simplu motiv că tu nu vrei să te expui. Tu nu vrei să-ți expui dramele tale, tu nu vrei să te plângi, tu nu vrei să... Bine, și cât povestești acolo în online? Foarte puțin. Foarte puțin, foarte sincer îți spun. Și da. Cum pui limita? Unde pui limita? Cât de tare pe mine asta poate să mă lovească înapoi. Bine, acum înțeleg că scările de la Pohrebea pe care trebuia să le faci și lipsa de infrastructură. Asta face parte din ce și eu nu povestesc. În primul rând pentru că mie mi se pare că nimănui asta nu este interesant. Într-a doilea rând pentru că asta nu este atât de captivant ca să arăți niște țâță sau un cur sau ce-o fi. Deci, efectiv, să arăți un buldozer care îți faci scări sau îți faci câmp. Cu cine asta interesează? Dar asta, de fapt, e greu ăla cel mai mare după care ajungi acasă și plângi. Vii acasă și plângi. La ce trebuie să iei festivalurile astea? Eu nu știu dacă e vorba de trebuiesc. Nu, uite, tu spuneai și te-am auzit zicând asta în interviuri, că în Canada ai găsit un confort, da, pe care îl trăiești așa, a fi unul dintre cei mulți, da, dar având confortul de a veni și a pleca la cumpărături, la școală, la casă. Și uite, tu ca și cum trăiești o viață dublă. Pe de o parte trăiești acolo un confort și vii aici și începi să trăiești zbuciumat. Cât de tare ai nevoie de zbuciumul de aici? Tot mai puțin și mai puțin. Da, asta e rău pentru Moldova. Moldova niciodată nu m-a rugat să fiu zbuciumat, ca să credem că acum asta e rău pentru Moldova. Bun. Și oricum, în același timp, da, reușești să aduni la festivaluri oameni mulți, dar mai ales frumoși. Da. Pentru că eu asta am văzut la ultimul festival. Tare mândră de asta. Pentru că pentru mine festivalurile sunt acea rară ocazie pe an de a mă atinge de cei mai frumoși oameni și a-i vedea la față și a mă convinge. Că nu Facebook-ul ăsta urcios și grețos și negativ și nu rețelele de socializare dictează percepția țării, dar contactul personal și fizic cu oamenii. Oamenii fac locul, tu te duci și îi vezi și tu zici, băi, faini oameni, faină țară. Da, oamenii au nevoie de oameni și oamenii fac locul, sunt absolut crezurile mele. Dar în același timp, oamenii ăștia care pe de-o parte ia că vin la festival și după asta te judecă, au fost cozele primari la liceu și toți. La bucătărie. Nu tot. Spre uimirea mea putea să fie mult mai rău. Sincer îți spun. Pentru că de data asta, pentru prima dată de când eu în general mișc aerul aici pe locuri, au reacționat public niște oameni care niciodată nu reacționau, dar au reacționat la modul pozitiv. Uh-huh. Adică oamenii au văzut efortul nostru dincolo de acele cozi. Eu am vorbit cu cineva dintre voluntarii tăi și ei mi-au povestit, deci fetița mi-a povestit ce agenda a avut, cu câte,
câte chestii asigurate până la eveniment. Hrană, să doarmă, activități post-factum, duș-aduș și ei sunt mulți. De unde îi aduni pe copiii ăștia? Da, să nu e cel mai complicat. Cel mai complicat este realmente cu ajutorul lor să faci aceste lucruri care în mod normal, pentru că nu, eu te-am întrebat, nu în zadar asta. Pentru că au fost evenimente în care au fost implicați voluntari. Voluntarii după asta au ieșit și au vorbit. Dar nu la mine. Nu la tine niciodată. Da, da, da. Pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo unde tu zici că a fost urât, asta a fost o lecție pentru mine. Uh-huh. Pentru că dincolo de faptul că ei au fost tratați și au reacționat în acest mod, contează foarte mult cum comunici cu ei. Da. Și eu cred că acolo, nu la lipsuri, a fost gafa, dar la comunicare. Pentru că eu pe voluntarii noștri foarte tare îi prețuiesc. Prețuiesc până într-atâta încât ajungem să înțelegem că, de exemplu, noi, dacă avem nevoie de forță de muncă care să care decorul, asta nu este munca voluntarilor, astea sunt hamali angajați și plătiți. Uh-huh. Dar noi ajungem să înțelegem lucrurile la, făcând tot mai des evenimente. M-ai întrebat cum îi adunăm. Nu e complicat să îi adunăm. Este suficient să dăm apelul, să spunem că noi, ca lumea, recrutăm voluntari. Deloc nu-i complicat. Voluntarea cu care eu am vorbit, e voluntar la tine încă de mulți, când făceai da, mai dulce. Da, da. Deci de noi avem câteva voluntari faini și eu vreau deja să le implic în echip ca și membri permanenți. Păi iată, mie aici mi se pare, de fapt, frumos. Că ei revin? Nu doar să-i aduni pe oameni, dar să-i și menții. Că asta e ca și într-o corporație, știi? Că nu-i suficient să angajezi oameni buni. Da, noi îi prețuim. Noi îi hrănim, îi cazăm, îi transportăm, le oferim cadouri, facem petreceri pentru voluntari. Marele meu regret că eu nu am încă resursa de timp ca să fac și traininguri cu ei. Pur și simplu să-i ajut să iasă din tata asta cu mai mult. Noi tot timpul îi băgăm în seamă la evenimente, noi tot timpul accentuăm, nimic nu ar fi fost fără ei și ei trebuie să înțeleagă că ei nu sunt acolo ca cheia ta. Ei sunt parte din echipă, doar că ei sunt voluntari. Ok. Și uite, eu, după acest festival, după Iemania, care mie mi s-a părut fabulos, asta pentru că eu am văzut doar la... Ca și comerciantă. Da, dar eu am văzut doar 30% din tot, pentru că n-am avut timp să văd mai mult. Și am văzut 30% și am văzut oameni frumoși, am văzut lucruri frumoase în jurul meu, uh-huh. Și comercianții erau frumoși, cei care vizitau erau frumoși, lumea era politicoasă, nimeni nu se îmbrâncea, nu? Stătea lumea bine, mersi la coadă. Coadă. Și atunci, a doua zi, când am văzut comentarii din astea așa mai sarcastice, nici nu știu cum să le zic, mi-am amintit de cozele la japonezi, când trebuiau să primească apă și oamenii stăteau în rând, bine mersi și nimeni nu făcea zarvă. Pot să spun mai mult ca atât. Când am văzut că, uite, asta a fost realmente o problemă, eu am început să mă uit pe alte evenimente mari, mult mai mari ca al nostru. Peste tot sunt cozi. Cozile nu au fost problema festivalului nostru. Da, bineînțeles, eu aș fi putut să mai cheltui încă un 25-30 de mii de lei numai pe toalete ca să mai asigur în curând de toalete. Da, da, aveau să fie cozi la mâncare oricum, deci care e problema? Dar dacă eu aș fi avut cumpărate bilete în avans de tot cei care au vrut să vină, ca eu să știu cât lume vine și pentru câtă lume se cheltui bani, pentru că festivalul, organizarea unui eveniment consumă foarte multă resursă și o mare parte din ele oamenii vor cash-uri, cash-uri. Eu nu am cash-uri, eu lucrez numai cu transferuri. Da, apropo, altă problemă țării noastre. Foarte dureroasă problemă. Da. Pentru mine personal, care sunt plătitoare de impozite și taxe imens în tot ce activez, eu pe mine mă doare această nedreptate. De ce eu trebuie să fiu exemplar în timp ce atât de mulți oameni consideră că pot trișa și face uite așa. Și când tu știi că e ca dispui de această resursă de bani și tu te uiți, aha, online au cumpărat atâția, nu câți au să vină pe loc după și noi am anunțat că au crescut prețurile la bilete. Puțin, pentru că noi de asta și vrem să nu vină lumea pe loc să cumpere, noi să știm în avans câți vor veni și în funcție de asta comandăm. Exact. Pentru că ți-i jeli, măi, ți-i jeli când tu știi cât de greu se câștigă banii aceștia din tot felul de chestii, să-i dai pe toalete. Da, dar vreau să spun că este o altă chestie faină care am văzut-o la voi la târg și pentru mine a fost o lecție foarte importantă. Ca și comerciant, apropo, oamenii azi vor să plătească cu cardul. Da. Deci trebuie să fii pregătit ca și comerciant să ai terminal bancar. Oamenii se prind, ai educa în sensul ăsta. Uh-huh. Și pe comercianți, vrând nevrând, ne educă, imediat ne educă. E că eu stau și mă întreb, dacă eu aș avea o bancă care bag bani în bugete, okay. Da?
Și eu știu că în țara asta se întâmplă evenimente cu mii de oameni. Da. De ce eu banca nu contactez pe Nata, pe Veronica? Nu știu, pe Veronica poate o contactez. Și să-mi zic, Nata, la tine vin mii de oameni. Acolo se întâmplă niște fluxuri financiare enorme. Tu și singur ai văzut. Și ca tine au fost mulți fluxuri din buzunarul omului în buzunarul tău. Hai noi să instalăm pe teritoriu niște bancomate. Hai noi să asigurăm la comercianți. Tocum le dai un hint. Eu asta îmi doresc să se întâmple. Nimeni nicăieri nu mă caut. La noi așa de... lumea antreprenoriatului este extrem de dezinteresată. E că faci acolo, fax-ul trecut, acolo, fax-ul, dar eu nu, eu încerc, eu am în același weekend cu mine să mai întâmplă un festival. Eu îl promovez festivalul și pentru că mie mi se pare normal să le dau cum oamenilor așa? Cum așa? Capra vecinului, cum să o promovez capra vecinului? Las oamenii să duc și acolo și acolo, se poate compara. Pentru mine este important noi să fim cât mai mulți actori în domeniu și să-l dezvoltăm numai prin concurență. Și eu, da, eu aștept o bancă să mă contacteze și spun, hai noi să fim sponsorul vostru la toate evenimentele voastre și să asigurăm toți comercianții voștri cu terminale de astea gen Stripe. Știi, micuțe? Da, da, punk, da. Punk, punk, punk. Așa lucrează Montreal toate evenimentele la care am fost. Uite, eu zic acum două lucruri pe care tu m-ai motivat să le fac. Unul, că eu m-am dus și am făcut contract cu banca să am terminal imediat după festival. Super. Ca să pot inclusiv la următoarele să nu depinzi de fir electric? Să nu depind de fir electric. Okay. Unu și doi, să pot să asigur în fața potențialului consumator să pot să asigur inovații, digitalizare și tot ce trebuie. Dar deși tu n-ai comunicat despre asta nicăieri. Asta unu. Eu am... A trebuit să încep altfel acest podcast cu tine. Dar nu-i fi tu, Nata Albo, dacă nu o să schimbi tu traseul unor lucruri, nu? Da, da, eu... voi fi. Da? Depinde cât de obosit sunt. Ești obosit astăzi? Ești foarte obosit. Te crezi? Ești la... Dar eu, uite, ești o figură publică care alergi de colo-colo și faci evenimente multe, diferite. Într-o vară tu vrei să faci atâtea evenimente. Două? Asta s-a atâtea? Eu într-o vară trebuie... Dar tu ai avut și evenimente cu ai tăi. Micuțe, da, micuțe. Și alea tot consumă energie. Foarte. Apropo, același consum de energie, numai cu totul alt feedback-ul, știi? Te cred, la feedback te cred. Acum, uite, pe de o parte ești, ziceam, apreciată, pe de altă parte blamată că faci bani și duci în Canada și îi cheltui acolo. Uh-huh. Eu știu că te-au întrebat asta și alții. Întreabă-mă. Dar te întreb și eu. Cum poți trăi în această lume paralelă? E greu, mie străiesc. Eu nu vreau acești oameni pe mine să mă urmărească. Dar nu le poți interzice. Pot să-i blochez. Ei, da. Bun. Ni la dânși ni se face săl, greață, rău, amar pe suflet. Pentru că ei atât de ușor dau în mine. Fără să fi făcut mare treabă în jurul lor. Ușor, asta înseamnă că e ca de exemplu, tu mergi pe stradă, tu vezi un motănaș, tu prostă ieși, tu flești într-un o tuflă de-a ta grea. E că eu sunt așel motănaș pentru ei. De ce ei se simt atât de liberi să dea în mine? Dar tu crezi că asta e o chestie care ne caracterizează pe noi moldovenii? Nu, 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 nu. Asta e vorba despre rețelele de socializare și proștii cărora li s-au dat tribună. Prin rețelele de socializare. Eu am o mătușă la Florești. Ai, are peste 70 de ani. Și ea de multe ori zice așa, să vă văd eu, că n-a să chiși odată internetul ăsta și o să faceți. N-a să mai fie așa ceva, spune mătușii tale. Dar eu îmi dau seama că ea din altă perspectivă judecată. Nu e schică mai repede decât internetul. Ce o să facă cei care o să lipice tribuna și nu o să aibă unde să-și etaleze prostia? Ce-o mai și făcut? Că în toate timpurile, tribunele au fost locul la care au avut acces intelectualii, oratorii, oamenii deștepți. Astăzi, internetul a anulat acest lucru. Astăzi, internetul a deschis tribuna pentru toți. Dar masele de oameni sunt foarte, foarte neomogene din punct de vedere a educației, culturii, mediului din care vin, familiilor din care vin. Și neomogenitatea asta, firesc, creează nișă de intelectuali, de mai puțin intelectuali, de mediocrități, de frustrări, de ce vrei. Internetul nu discriminează pe nimeni. Da, acolo noroc că m-a inventat toți butoanele astea de bloc, că sunt oameni pe care pur și simplu eu vreau totuși să creez sentimentul ăsta, nu sentimentul, realmente
nu aparența, că tu poți te exprimi la mine. Dar dacă tu mă prinzi pe mine în moment fierbinți și dai în mine așa fără motiv, eu nu stau să discut, bloc și mă eliberez. Bun, eu n-am să mai fac introducerea aceea pe care mi-am pregătit să o fac, ea era așa poetică aproape. Doar am să zic așa că Nata Albot este o femeie complexă care a făcut drept, dar după aia a migrat în jurnalism. Sau nu, ea a intrat în jurnalism mai devreme, dar sub povețele părinților a făcut drept și după aia tot jurnalism a rămas să facă, și blogger, și activist civic, și manager de media. Mai nou este regina festivalurilor. Da, le faci cele mai mult. Balul Brazilor, Hodina, Iamania, Mai Dulce. Lavender Fest. Hodina. Exact. Ești și autoarea două cărți. Moldova din bucătăria mamii mele și Hai la masă, puișor. Da. Și ești influencer? Am Internetul Grăiește. Internetul Grăiește, un produs de conținut, și ești autoarea altor produse de conținut, Artizanii Gustului. Da. În două sezoane, cred. Două sezoane. Este From the Heart. From the Heart, antreprenoare. Da. Tu le numeri? Eu știu și tu vrei să mă întrebi. Tu le numeri pe toate? Nu, dar ești copiii mei, eu știu pe fiecare cum îi cheam pe nume. Minunat. Chiar dacă ești și mulți. Reușești pe toți să-i mângâi pe cap? Dacă știu să mă organizez și să găsesc oamenii potriviți la locul potrivit, da. Deci ai dădăci pe undeva? Peste tot, dar nu dădăci. Nu-s dădăci. Sunt oameni care sunt la locul potrivit, în momentul potrivit, și sunt competenți să facă ceea ce au de făcut. Și totuși, eu am să revin la introducerea mea, pentru că eu am răsfăit pe blogul tău și am găsit o postare însoțită de niște fotografii superbe în care tu descriai pe cineva. Și pe voi două vă despart exact 3 zile. Deci tu ești pe 26 octombrie născută. Regina Maria. Și ea e pe 29 octombrie. Da, tu m-ai ghicit pe mine tare, Gine. Și voi astrologic sunteți aceeași zodie. Deci da? Și tu citeai, tu scriai pe blogul tău că admiri puterea ei de a veni într-o țară străină, foarte tânără fiind, puterea ei de a sparge tiparele și de a croi singură raiul în jurul ei, puterea de a face copii și de a-i pierde, nevoia de frumos, talentul de a face mai multe lucruri. Și-a pictat, și-a scris, și-a grădinărit, și-a făcut design. Eu am scris așa ceva pe blog. Și incredibil. Puterea de a face greșeli și de a-și asuma consecințele. Pentru eu când am citit acest articol, eu parcă am citit tot despre Nata. Tu făceai un fel de autobiografie, probabil atunci, impactată de destinul Reginei Maria. Și tot ea, bine, eu printre rânduri cred că am citit asta, nu știu dacă e corect să desprind așa ideea, dar a fost catalizatoarea să faci primul festival care să renască cămașa tradițională și ia românească, Ia Mania. Tu erai în acele poze cu niște ii formidabile, cred că semnate de Valentina Vidrașcu. Uite, eu am pus acum pe masă două cărări. Ea este simbolul femeii din spațiul românesc pentru tine? Da. Ai și alte culmea că nici măcar nu-i româncă. Și nu-i româncă. Adică ea prin adopție a devenit româncă. Are sânge rusesc. Dar eu tot sunt cu sânge ucrainean. Adică noi tot suntem cumva... Nu mai este asta un indice sau este... Nu, eu acum am zis-o simbolic. Da. Ea este pentru mine un personaj introdus de Valentina Vidrașcu. Da, scrie așa. Valentina, la fel ca și Regina Maria, are un impact enorm în viața mea. Eu am avut un noroc orb ca în viața mea să intre Valentina Vidrașcu atunci când eu mă formam și atunci când eu îmi căutam reperele. Noi nu căutăm repere intenționat, dar ele devin repere pentru toată viața dacă intră în viața noastră, anume la momentele cele de formare. Și când Valentina a introdus-o pe viața mea, pe Eudochia Zaftur, de exemplu, pictorița, sau Regina Maria, pentru mine era important de ce așa personaje înseamnă mult pentru Valentina, care pentru mine este... unul dintre cei mei frumoși oameni din Moldova.
Și eu m-am apucat să-i studiez, să văd și să ascunde în spate. Tu ai făcut asta cu mine. Pentru că eu, imediat, am început să caut... Regina Maria? Regina Maria, să caut filmul, să caut să văd ce cărți găsesc despre ea. Tot. Apropo, filmul, da, cărțile, scrisorile ei, toate astea sunt atâta durere și atâta frumusețe în același loc. Poate prin asta frumusețea e și mai frumoasă, pentru că e multă durere alături. Poate prin asta durerea e frumoasă, știi? Și ea pe mine m-a marcat până într-atâta încât m-a făcut să descoper că în Moldova este satul Regina Maria. Da, la tine am aflat și eu. Să mă duc încolo, să caut acolo un locușor în care să creez ceva care să fie legat. Mie mi se pare pe nedrept ca în partea asta a României în care suntem noi, Regina Maria să lipsească atât de mult din cultura noastră. Pe nedrept. Eu cred că ea trebuie să fie mult mai prezentă. Pur și simplu, regimul sovietic și tot ce a fost în epoca ce au distrus românismul de aici și odată cu el simbolurile, icoanele, și eu cred că Regina Maria trebuie să fie mult mai prezentă aici. Și datorită Valentinei Vidrașcu eu am descoperit-o, pentru că ea a creat o colecție care se numea Regina Maria. Da, am citit asta la tine și îți dai seama, uite, prin noroc cumva, eu la tine am descoperit și o să citesc mai mult și o să mă documentez. Uh-huh. Imediat i-am transmis asta și mamei și cred că și lui fiică mea o să-i zic. Dar mai sunt și alte simboluri de femei în spațiul nostru. Nu știu, din alea care au trecut în memorie sau poate sunt aici, acum prezente. Mai ai modele de femei? Mamica care... mea. Da, asta ar trebui să fie la toate. Valentina, mamica mea. Toate fetele mele sunt o femeie mare. Tu pentru ele, cred că ești primul simbol de curaj și de abnegație. Nu știu, nu mă poziționez așa. Ele sunt surorile mele. Eu n-am surori. Ele sunt surorile mele. Asta știi cum? E ca, de exemplu, noi în echipă este Angelica, da? E că ieri trebuie să nasc. E de-am burtăi că e și ea. Și ea încă face festivalul, știi că eu un fiecare zi, da, fac naveta la Pohrebea. Și această navetă înseamnă minim 3 ore pe zi pierdut în drum. Și ea întreabă, te duci la Pohrebea? Hai că mă duc cu tine. Ea nu mă lasă să fiu singur în mașină. Tu știi, sunt momente de astea, nicăieri nici un top, nici o listă de recomandări, nimeni nu o să-ți spună cum să ai grijă de prietenii tăi. Nimeni nu o să-ți spună, dacă tu știi că prietenul tău este în stare de stres și are de făcut drum, nu-l lăsa singur. Și asta faci? Da, e asta faci. Cu burta la gură. Și merge cu mine, că mașina mea e tot praf, botul papușilor mei tot e praf. Merge cu mine ca să-mi țin de urât. Ca să mai povestim. Păi în viața asta trebuie să ai noroc la tot, dar mai ales la, la oameni. Da. Dar ele toate în felul său sunt minunate. Și acele care stau la fel ca și mine în afară și vin special acasă pentru asta. Deși ar putea așa de frumos iei un avion și cu 30 de euro să fii la mare, cu cochilaș în liniște, în voie. E ca așa. Tu ești un fel de trendsetter și probabil asta se numește și leadership. Unde ai cultivat asta? Cum ai învățat asta? Ce crezi că te-a format, de fapt, cel mai bine ca să ajungi acum să aduni oameni în jurul tău, așa ușor? Ștânjile care le-am luat. Multe au fost? Foarte multe. Care a fost cea mai memorabilă? Am pierdut un concurs de Miss Școala numărul 36, pentru care m-am pregătit mult. El te urmărește și acum? Da, îți închipui. Da, pentru că m-am pregătit. Am pierdut un concurs, haideți fetelor. A fost așa pe vremuri, anunca de ușchi la școală. Aha. Am pierdut tot ce însemna eșec pentru mine, însemna de fapt cea mai bună posibilitate de a crește. Bine, unii oameni poate se demoralizează după eșecuri și cred, nu mai cred în ei, dar în mine din potrivă se declanșează atât. Eu am dat-o în bară cu toaletele. Eu putem să zic, da, o naibă de hodină și-mi trebuiește ni stresul ăsta. Nu avem bani, nu facem festival, scuzați, vă rog, la revedere. Nu, eu vreau să mă ambiționez să livrez oamenilor un serviciu onorabil, pentru că pe care el merită. Chestia cu ieșitul de pe lista pasului. Mm-hmm. E o ștangă care să te motivează să vii în campania pentru primăria Chișinău? Nu. Aici de nu. De ce?
Pentru că dincolo de tot ce la suprafață pare atât de frumos ca funcție, vizibilitate, salarii și nu știu ce, există partea asta mai puțin vizibilă a vieții unui om băgat în domeniul politic, care înseamnă pierderea libertății de a mai trăi cu modul tău de viață pe care tu îl dorești. Și nu știu ce avantaje m-ar motiva să vreau pierde această libertate. Adică nu mă refer la avantaje financiare, că niciun avantaj de pe lume financiar nu m-ar motiva să îmi asum așa un jug. Doi, o populație încă extrem de dezamăgită în autorități ca să vrea să ofere credit de încredere și să aibă răbdare. Dar ei au oferit credit de încredere. Nu, ei au oferit la alegeri. Păi dar, cu un an da, urmă, da, dar ce a urmat, după mine, a fost încă o dovadă a faptului, în special niște voci care erau atât de implicate în campanii și mobilizau lumea la alegeri și care acum s-au transformat în niște moriști de astea, de shit fan-uri să numesc, știi? Da, în niște moriști de astea care nu se mai obosesc să tot, băi, dar păi tu și ești, Nata, tu ești intelectual. Eu tot critic, dar asta e cu totul altceva. Eu știu cât de greu se fac lucrurile. Cât de greu. Sunt lucruri pentru care trebuie de criticat. Dar atâta timp cât noi am făcut o alegere, în primul rând, în favoarea valorilor pro-europene, a democrației, a alegerilor corecte, a luptei cu corupția, pentru mine atâta timp cât noi nu avem niciun caz mare de corupție, eu sunt gata să ofer atâta credit cât este nevoie. Pentru că eu știu cât de greu se fac lucrurile. Bun. Și totuși, tu ești din orașul Chișinău, tu ești o persoană cunoscută aici, Paso azi nu are un candidat foarte bun... Și foarte rău pentru ei. Pentru primăria orașului. Eu nu știu dacă trebuie să nu să zic, tu ai o relație specială cu domnul primar Ceban de conversații. Și eu cred că el ar merita un contracandidat pe potrivă. Da, dar eu totuși nu urc singură pe baricade și nici nu m-aș fi implicat anul trecut dacă nu aș fi fost invitată. Adică eu nu m-am cerut la nimeni, n-am bătut la nicio ușă. Dacă nu mă invitau, nu m-aș fi băgat. Nimeni nici nu invită, nimeni nici nu cheamă, eu iarăși singură pe baricade nu mă bag. Dar tu crezi în genere că primarul orașului, primarul municipiului trebuie să fie o persoană afiliată politic? Nu, eu cred că nu. Eu, spre exemplu, sunt consilier local și raional în zona mea, de mulți ani deja. Și nu trebuie primarii să aibă legături politice cu partide, deloc. De acord. Asta de acord, dar tu ce sugerezi? Să îmblu, să adun semnături? Într-un festival. Nu. Eu nu sunt din aluatul acela. Eu te înțeleg, dar îți place Chișinău cum arată? Are părți frumoase și dulci. Iar dimineață... Trotuare are, de exemplu? Are trotuare și asta, apropo, nu-i de negat. Ieri seara mergeam cu mașina și am rămas uimită de cum moldovenii au descoperit beculețele. Dar până într-atâta încât au devenit insuportabil, pentru că oamenii poate descoperi beculețele, dar ei trebuie să mai știi din noțiunea de dimming, știi, adică o lucțic să le dăm pe dim. Nu mai trebuie la așa de tare să ardă în tot oraș, pentru că ele sunt în afară de economie, dar eu din câte știu ele nu consumă foarte mult și în general aș recomanda beculețele să se alimenteze din baterii solare. Eu rog proprietarii de terase, vă rog, Teatrul Ginta Latină, dimuiți-le alea, reduceți din intensitate, pentru că ele sunt mai mult o sursă de deranj decât agreabile. E fain că orașul s-a umplut de beculeață, e tare dulce. E luminos. Dar următor pas să-l facem să mai reducem din intensitatea lor. Nu, mie Chișinăul pe alocuri îmi place și este dulce și scump. Ieri am început ziua cu o plimbare de 2 ore cu partenerul meu de la From the Heart, care au zis că hai să nu ne întâlnim în birou, hai eu să-ți arăt, e un loc secret. Și noi am coborât din vârful de la telecentru pe jos, până în Valea Morelor, pe jos, prin pădure, am făcut turul și ne-am întors înapoi în companie. Și zic, ia uite ce de fain, pentru că ceea ce mie cel mai mult îmi lipsește în Chișinău, aer pentru oameni, spații
pentru oameni. Noi, eu, de exemplu, într-un interviu pe care tu l-ai dat, eu am înțeles care e soluția cu parcările. Toate cu plată și atunci am rezolvat problema. Pe de o parte, mișcate toate cumva totuși în afara zonei vechi, exact. Da, ca oamenii de acolo să fie încurajați să iei tricicletele, bicicletele. La picior, Chișinău, dacă vrei picior. Tare, îl faci la picior într-o oră jumătate, dacă ești așa un pic mai dinamic. Deci eu mai jos de Mateievici nu i-aș lăsa pe ăștia care sunt pur și simplu cu transportul recreativ sau personal, i-aș lăsa numai ăștia cu transportul de marfă, care au autorizații speciale, aș pune blocuri care ar intra în pământ, s-ar deschide. Deci, efectiv, aș face o triere enormă în tot ce înseamnă centru vechi și asta doar pentru ca oamenii să creadă că este spre binele lor. Ce mai faci pentru Chișinău? Toalete publice. Da, e o problemă. Cișmele. Spații verzi. Poteci, așa, face o ordine în tot ce înseamnă transportul recreativ și pietonii în Valea Morilor, pur și simplu, e pericol de viață să te plimbi. Aș adăuga spații de artă contemporană. Orașul trebuiește animat, el are nevoie de locuri de wow în care artiștii noștri să știe că ei se pot exprima și să nu depindă de decizia consiliului, ministrului, nu știu căruia, ca să ajungi, te apucă, no, te apucă paștele. Sunt cu multe la noi. Chișinăul are nevoie să fie, pe cât e de frumos spiritul ăsta de un mix, totuși el e un fel de rural, așa, mititiel, știi, el nu e mare, nu e o metropolă de asta în care este nădușit. Da. Exact. Oricum, el are nevoie de aer proaspăt, aer de contemporanietate și pentru asta le-aș da platforme artiștilor să se exprime. Expoziții, instalații. Bun, tu vorbești acum despre aspectul frumos și cultural al Chișinăului. Dacă asta e slăbiciunea mea. Bun, eu înțeleg, dar zi-mi, te rog frumos, atât tu astăzi, cu tot background-ul pe care l-ai în față, inclusiv tu ai background de management, ai fi pregătită să te ocupi de chestii și mai puțin așa de estetice, hai să zic, pentru Chișinău. Eu ți-am spus, zic, eu nu vreau să mă bag în primărie și tu mă întrebi dacă aș fi pregătită. Eu te provoc. Nu știu, Natalia, nu vreau să dau răspunsuri despre lucruri în care încă... Știi cum, e ca invită-mă să rezolv o problemă. Eu mă duc și îmi spun, eu mă pricep la asta sau eu cunosc omul care poate să o rezolve. Ceva la modul ăsta. Eu nu-mi zadam. Eu știu că Ion Ceban, tare mi-i plac cifrele și el crede că el, dacă știe cifre despre câți pensionari sunt în oraș, câți oameni folosesc transportul și le rostește peste tot, asta îi dă lui greutate de manager care cunoaște cifrele, dar asta nu este suficient. Eu nu pot acum să zic că, nelocuind mai ales ultimii 10 ani în Chișinău permanent, că aș ști toate problemele și aș ști cum să le rezolv. Dar eu știu cum să reacționez în fața problemelor. Iată, și asta, apropo, e o chestie foarte importantă. Se zice că nu problema în sine contează, cât reacția noastră în fața ei. Da? E că eu nu știam de asta, dar îți spun, eu știu cum să reacționez în fața problemelor. Adică, hai să vedem, eu pot să folosesc competențele mele? Nu. Atunci eu trebuie să identific cei mai profesioniști oameni care să facă lucrul ăsta. Ceea ce zici tu se numește leadership și mie îmi pare că instituțiile noastre au nevoie de leadership. De manager. Manager, în primul și în primul rând. Mai puțin oameni care au năzuințe politice. Mai ales la primăria orașului. Tu mai gândește-te un pic. Știi, în Canada oricum e prea rece. Bine, Natalia, mă voi gândi încă un pic. Iernile sunt mai blânde. Eu nu zadar zic asta, dar eu foarte mult cred în puterea femeilor de a construi. Asta vine probabil din exercițiul maternității prin care ele trec. Uh-huh. Și acolo tot un fel de construcție a omulețului ăla care crește. Felul în care în jurul femeilor se construiesc căminile familiale. Am eu. Nu este o chestie de feminism. Este mai degrabă o certitudine că femeia este parte din creatorul universului și în jurul ei cumva se învârte lumea, mai mult sau mai puțin. Spune-mi, te rog, ce nu poate face femeia? Femeia poate tot, mai ales dacă vrea. Și eu cred în asta foarte mult. De asta mi-aș dori ca în cât mai multe sate a Moldovei și inclusiv în Chișinău, pentru că, slavă Domnului, la președinție avem o femeie. Și la guvern avem și femeie. la guvern avem o femeie. Mai puține femei. Da, acolo trebuie acord. Un pic de echilibrat. Da, acolo și eu. Dar dacă ar veni mai multe femei, eu cred că lucrurile s-ar schimba spre și bine. Și eu sunt foarte optimistă văzând cum se schimbă atitudinile oamenilor față de femeile care ajung să intre în funcții. Încep să apreciez. Da.
cu ușoare reticențe totuși. Da, dar să totuși, pentru că eu nu văd mesaje dezbinatorii. Eu nu văd măsurat de orgolii. Nu este ce a fost. Și aici tot datorită femeilor, pentru că femeile empatizează mai bine în relațiile de comunicare. Deci eu tind să cred asta. Și uite, sezonul ăsta eu nu în zadar l-am numit Wonderful Woman. Și mi-am propus să aduc femei dintr-o industrie aparent masculină. Uh-huh. Pentru că industria vinului e industrie dominată de bărbați. Vrem să credem asta sau nu, dar în același timp, în mare parte, în vinării, tehnologi, ingineri, persoane care monitorizează calitatea proceselor, sunt femei. Avem și antreprenoare femei. Da? Și atât eu cu ele mai mult sau mai puțin urmează să mă întâlnesc pe tot parcursul acestui sezon. Dar am și invitate ca tine, care sunt din domenii conexe și care cumva se conectează la vin. Au o relație specială cu vinul autohton în mod prioritar. Tu ce relație ai cu vinul? Din ce în ce mai bună ca și atitudine față de vinurile mici. Producătorii mici. Da, în sens că producătorii mici, pardon. Okay. Din ce în ce mai ordonată la nivel de... Noi cu Andrei în pandemie am cam abuzat, hai să spunem așa. Eu cred că în pandemie mai mult s-au abuzat. Și Andrei a început să aibă probleme cu aciditatea. Eu am început să fiu selectivă la după prima gustare. Deci primul contact cu vinul. Dacă eu am simțit că o să fie, eu mă opresc pur și simplu. În schimb, am descoperit spumante faine de tot. Vinurile albe din soiuri autohtone, unde mai este o floricică, un alb de onițcan, iată, eu sunt în special admir aceste vinuri. Deci Chardonnay-ul curat, Sauvignon-ul Chardonnay și Sauvignon. Da, Sauvignon Blanc. Cam plictisitoare pentru mine. Sunt vinurile seci și în general eu nu sunt mare fană a albelor. Apreciez din ce în ce mai mult cupajele cu soiuri autohtone. Îmi place unde este Osira, unde este nu știu, Codrinski la Vlada, de exemplu. Îmi place să descoper chestii de genul acesta. Mi se pare super important ca oamenii să cunoască lucruri elementare despre consumul vinului ca să-l poată savura corect. Ca de exemplu, chiar dacă despre vinul roșu se spune că nu trebuie răcorit, el totuși are nevoie de o temperatură agreabilă pentru a fi consumat. Relația mea cu vinurile încă este foarte mult influențată de faptul că eu îmi trag rădăcinile dintr-o țară vitivinicolă și eu am datoria morală să iubesc vinurile. Înțeleg. Să le cunosc, să le iubesc, să înțeleg ce se ascunde în spate, să cunosc legendele lor și să le pot povesti altora. Tu le-ai promovat. Tu ai avut chiar un proiect. Da, eu cam tot timpul sunt implicat în descoperit, promovat, transportat în Canada, promovat acolo, făcut conexiuni între antreprenori. Îmi pare rău că n-am mai fost la asta, cum îi zice, vernisajul vinului. Mie mi-e dor de așa evenimente elegante, nu foarte aglomerate. Nu știu dacă este planificat anul ăsta, poate acum după pandemie sau mai liniștit lucrurile, poate s-or face. Bine, vinul și turismul, ele vin cumva mână în mână pentru Moldova. Da. Tu crezi că ele o să ne scape de sărăcie? De sărăcie, în primul rând, o să ne scape educația. Nu vinurile și turismul, pentru că unde va fi educație de calitate vor fi profesioniști, unde va fi profesionalism va fi calitate în tot. În procesul de producție, în procesul de vânzare, în procesul de promovare, în tot va fi calitate. Cu cât mai mulți profesioniști bine educați vom avea. Și eu sincer, eu mă mir de oamenii care spun, s-o dus, vin aici, trăiește aici, sau... Voi nu înțelegeți că asta e transfer de creiere. Oamenii se duc, învață și unii dintre ei chiar revin acasă. Asta e ceea de ce are nevoie această țară, mai ales acum. Eu am impresia că majoritatea țărilor din Occident au trecut prin așa faze. Când oamenii emigrau și aduceau know-how în țara lor după ce învățau ceva în afară. Eu am o cunoștință cărei ginere este kazah.
guvernul kazah sponsorizează tinerilor studiile în străinătate cu condiția că la absolvire ei revin acasă și minim, nu mai știu câți ani, muncesc pentru țară. Ce poate fi mai grozav când tu te duci, descoperi lucruri moderne, noi, inovatoare și le aduci acasă? Da, dar uite, aici apare o chestie foarte interesantă. Ai noștri tineri pleacă să învețe și mulți dintre ei nu mai vor să vină. Și nu doar că nu vor să vină, dar blamează tot ce este aici. Da, da, mai știu. Și părinții lor rămași aici tot blamează. Dar nu toți. Nu toți. Da, deci toți nimeni cu deasila nu te poate face să iubești. E adevărat. Eu nu fac cu deasila. Dar dragostea de patrie trebuie educată, Nata. Dragostea de patrie trebuie în primul rând simțită. Eu nu știu cum poți să educi un om să iubească. Dragostea este așa un sentiment de autentic, încât oricât ai băgat tu, tu poți să te asiguri că ai pus un background de cunoștință, de cultură generală față de patrie. Dar iubirea pentru patrie, ea ori se simte, ori nu se simte. Să o educi, eu uite, eu, de exemplu, prin proiectul tău Artizanii Gustului, am descoperit pe de o parte șefi din bucătă, din spatele numelor restaurantelor, pe de o parte, pe de altă parte, felul în care ei au reinterpretat anumite mâncăruri tradiționale, m-a făcut să gândesc în mintea mea gustul acela pe care ți-l oferă acea, nu știu, mămăligă, sarmală, orice. În cărțile tale cam tot asta este. Despre asta a început să se vorbească mai mult, da? Despre bucătăria noastră tradițională. Și vorbind despre asta, este ca și cum educi dragostea pentru aceste valori. De fapt, noi cu tine acum vrei, nu vrei, ajungem la marketing de țară. Marketing pe interior și pe exterior. Marketingul pornește de la nevoie și de la interes. Da? Noi abia acum trăim timpurile în care înțelegem că avem nevoie. De ce? Noi n-am avut timpuri în care să vrem foarte tare să ne cunoască lumea exterioară. Au fost la noi așa obiective? Ele sunt mai recente. Noi vrem noi vrem produsele noastre să ajungă printre străini. Cum vrem noi străinii să le caute dacă ei nu cunosc brandul Moldova? Deci necesitatea apare. Noi vrem vinurile noastre să fie bine cotate. Cum vrem noi dacă în cazul produsului alimentar vinul, elementul decisiv este teroarul? Cum vrem noi, cunoscătorii, să caute teroarul moldovenesc dacă ei nu știu valoarea acestui teroar? Iarăși ajungem la brandul Moldova. Noi vrem hainele noastre să meargă pe export. Okay. Istoria este aceeași. Deci apare necesitatea, apare și interesul. Așa cultivăm cumva în tânăra generație respectul și iubirea de țară și de tot ce e local. Tu ai în vedere dacă reușim să cultivăm în ei sentimentul de apartenență la ceva care se numește Moldova. Apartenență. Vrei să se asocieze. Să vrea să se asocieze cu brandul Moldova. Da, cu și cât, să respecte asta. Cu cât, în primul rând, cred că pentru nimeni nu e un secret, mai ales cei plecați, mai ales de departe, Moldova începe să fie și mai mult iubită. Dar nu pentru că nu trăiești aici, nu te chinui cu facturile la gaz, ci pentru că așa de tare dor rădăcinile departe. Rădăcinile rupte, foarte tare dor de departe. Rădăcinile rupte sângerează în fiecare zi, dar mai ales la sărbători. La Paște, la Crăciun, la hramul orașului, la zilele de naștere. Atunci când tu nu poți fi cu ai tăi la o masă, când tu vezi cum prietenii tăi se adună, cum pun poze din Piața Mare Adunări Naționale, că se întâlnesc, că se văd, că le-i bine, dar tu nu poți fi acolo, atunci e foarte greu. Și vrei să faci parte din asta. Și eu știu că anume așa trăiesc mulți moldoveni sentimentul ăsta când văd festivalurile noastre. Pentru că ei vor să fie acolo, acolo unde e fain. Atunci vrei să faci parte din toate chestiile astea. Revenind la cei de acasă, cu cei de acasă e mai dificil. De ce? Pentru că dincolo de sentimentul de apartenență la ceva ce noi vrem să li se pară drag și scump, ei ies în scară, dar acolo cineva le-a furat ghiveci cu flori. Ei ies afară, dar cineva s-a pișat în scară. El ies în transport, dar acolo pute. Ești din transport, dai peste un om care nu-i politicos. Înțelegi? Deci, și în Canada asta nu-i?
Nu prea. Nu. Oamenii nu prea se pișă acolo. Ok, da. Sunt toalete destul de... Poți să intri la McDonald's, cel mai popular toalet din lume. Toaletă. Oamenii sunt foarte politicoși, enervant de politicoși pentru unii, poate. Politeția canadiană, în general, e un trademark de țară. Serviciul este foarte bun. Tu nu o să dai peste cineva care o să te trateze în sfera serviciilor. Mi-mi pare că și la noi lucrurile un pic se schimbă. Foarte tare se schimbă. Foarte tare. Și tu poți să vezi asta și la festivaluri. Mm-hmm. Oamenii se învață să zâmbească, să înțeleagă că atunci când tu conștient pornești chestia asta, tu ai numai de câștigat. Tu predispui oamenii. Oamenii vorbesc corect, tot mai mult vorbesc corect românește, tot mai mult încep să pună preț pe client service. Se schimbă lucrurile, eu ți-o spun ca un om care pot compara. Eu am ocazia să fiu și să nu fiu și eu văd diferență multă. Asta, da. Bun, la un moment dat sloganul nostru a brandului de țară, că tot am vorbit de brand de țară, era tradiție și mister. Da. Ce avem mai mult, tradiție sau mister? Ce avem noi mai mult? Noi avem încă multă tradiție, dar din păcate poate generația mea încă va mai prinde toate lucrurile astea, dar dacă noi cu tine și toți ăștia care suntem încă putem schimba lucrurile, nu vom face efort, noi o să avem tot mai puține tradiții de genul acesta. Ele pur și simplu nu mai sunt fezabile. Da, și apropo, eu nu înțeleg de ce chiar și generația mea, bun, diferența dintre noi nu este foarte mare, dar iată, generația mea de vârstă, din amici de-ai mei, au tendința să se lepede de tradiții. Dar depinde care tradiții. Mai sunt tot felul de tradiții. Eu în momentul ăsta mă refer la tot ce înseamnă meșteșugăritul manual. Da. El este în Moldova pe cale de dispariție. Noi la un moment dat o să ne uităm numai în muzeu la toată asta, pentru că tinerii nu sunt atrași în domeniu, nu văd atractivitate financiară și perspectivă de creștere. Noi avem acum niște... Tu te referi la practicare. La transformarea meșteșugului în sursă de pâine. Nu așa din când în când câte un hobby. Gastronomia locală, tot ce înseamnă tradițional. Eu cred că asta n-a dispar niciodată. Noi tot timpul o să ne fie dragă să avem la eveniment. O să ne fie dragă, dar trebuie să existe mohicani care să conserveze asta, pentru că... Și dincolo de a conserva, în primul rând, alarma cea mai mare este calitatea ingredientului primar. Pentru că el depinde de calitatea solului, a apei, a aerului. Savoarea se ascunde acolo. Și... agricultura intensivă distruge asta. Înțelegi? Noi în Canada mâncăm salate și nu știu ce prin restaurante, deci n-au niciun gust. Toți străinii apreciază gustul așa când ajung aici să guste ceva. Da, da, în gastronomie, savoarea asta este decisivă. Dacă tu poți te lauzi drept destinație turistică în care tu când ai să mănânci roșiile să-ți curgă ca așa ea pe aici, adică bun ce este, este pentru că noi încă reușim să păstrăm agricultura artizanală, ecologică, organică, conștientă și sustenabilă, înțelegi? Asta e o mare, mare durere pentru mine. Și aici îmi pare că tendințele se schimbă, că se dorește la scară largă să reușim să facem mai mult, mai intensiv și atunci... Dar chiar și la scară largă se poate deja făcut agricultură mult mai tolerantă și mai cu dragoste pentru pământ. Tradiții sau mister? Misterul este mai mult pentru ca să adaugi... pentru ca storytelling-ul să fie mai gustos. Adică știi cum e ca cum sunt poveștile. Până la urmă e o istorie, dar acolo există magii, momente care transformă asta în poveste. Misterul este pentru a crea poveste. Și tu crezi că e despre noi misterul? Sunt momente de mister despre noi. Sunt. De bine sau de rău? Da, și de bine și de rău. Este misterios cum un președinte de țară cu salariu de țară se poate trăi în 400 de metri pătrați împrumutați de la mama lui profesoară de limbă română, a cărui limbă nici măcar nu e română, dar e de stat, înțelegi? Misterul de unde mama? O reușit să asigure? Toate sunt un mister. Este un mister cum în țara asta care pretinde să fie săracă, atâtea mașini scumpe se plimbă pe drumuri. Sunt mistere la tot pasul.
Uh-huh. Da, asta e specificul nostru misterios. Eu am să zic că o chestie faină. Eu am auzit în niște apariții publice a domnului ministru al culturii, zicea că Moldova ar putea deveni casa de vacanță a Europei. Și sună extrem de frumos. Uh-huh. Dar oare europenii nu preferă ceva mai elegant ca și destinație? La Moldova n-ar putea să fie o destinație elegantă? Ce ne lipsește ca să devenim o destinație elegantă? Educație. Iar acolo revenim. Da. Și educația asta despre care tu vorbești, unde se face? În școală, acasă, la universitate? Educația pornește din familie, uh-huh. ca ea să pornească de acolo. Părinții, noi cu tine, uh-huh. trebuie să avem deja acel background. Deci noi ne putem aștepta la ceea ce zice domnul ministru și alți oameni care cred în Moldova, nu în viața noastră. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să începem. Tu doar știi povestea pomului la umbra căruia se vor bătrânul care să dește pomul. Eu sunt optimistă. Eu vreau în viața asta să reușesc să mă bucur și eu de sunt asta. Optimistă. Depinde în viața ta care? La 80 de ani sau la 60? Despre asta e optimismul. Pentru că la 80 de ani poți să te bucuri de viață într-un fel, la 40 de altfel. Eu foarte tare regret că Moldova va apuca să fie o țară europeană când eu voi apuca mai puțin să mă bucur de Moldova, țară europeană. Nu, medicina performează zilnic, șansa de a crește longevitatea vieții e tot mai mare, uh-huh. și atunci și mobilitatea oamenilor în vârstă e tot mai mare, adică uh-huh. ajungi la o vârstă înaintată încă să fii mobil. Deci de fapt optimismul tău este despre vreun sirop al longevității care între timp va fi descoperit în vreun ucată din... No, optimismul meu este să apuc și eu și părinții mei care și-au dorit toată viața să apuce o viață frumoasă și bună aici, au contribuit pentru asta încă într-o fază conștientă a vieții mele. Mm-hmm. Și sănătoasă, să poți pe ale tale două membri, să te poți deplasa, exact. Să te bucuri de casa de vacanță a Europei. Dar eu cred și tocmai din cauza asta eu îmi doresc să pun umărul la asta, să construiesc această școală de ospitalitate. Eu înțeleg că mi-o asta e visul de la Pohrebea, că era următoarea mea întrebare. Da, asta e visul de la Pohrebea, pentru că eu la fel ca și tine îmi pun aceeași întrebare. Putem noi oare fi acea casă de vară, de vacanță a Europei? Dar nu a Europei. Hai în primul rând la noi să ne gândim. Adică noi dacă vom fi partea Europei la mod de membru UE, dar în principiu noi suntem pe continentul european și noi în primul rând această bunăstare trebuie să o construim pentru noi, ca alții să vină și să se poată bucura de ea și să plătească pentru asta. Dar năzuința mea este ca noi pe noi în primul rând să ne depășim și pentru asta educație, 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 educație. Și anume domeniul ce trebuie să facem noi acasă, copiii noștri, ca să contribuim prin educație, să avem o societate mai bună? Ce faci tu cu fetele tale? Comunic. Cum educi? Comunic. Comunicare. Comunicarea este ceea ce tu le insufli, le transmiți, iar mediul în care ele se află este ceea ce le determină să fie într-un fel sau altul. În primul rând, părinții trebuie să aibă grijă ei înșiși să fie bine. Ei înșiși între ei să aibă grijă de sănătate mentală, de timp petrecut împreună, de ce consumă în casă, cum îi învață pe copii să-și aleagă produsele alimentare, cum îi învață să-și gestioneze banii, cum îi învață să aibă atitudine față de mediul înconjurător. Tu când zici consum, nu te referi doar la mâncare. La orice consumă, informație... Da, bineînțeles, da. Dar ei cresc pe modelul a ceea ce văd, ei încearcă să ne copieze în foarte multe lucruri. Și apoi lucrurile astea devin temelia de pe care ei își fac singuri alegerile pe care le fac. Eu asta fac cu fetele mele. Iar și așa ne-i de ușor, doar acolo în Canada cu burta plină fac asta. E că tu încearcă aici să plătești facturile, de parcă eu n-aș avea acolo facturi de plătit. Da. Apropo, repede cineva ți-ar pune asta în față. Și prețurile la mâncare crescute și ipotecile crescute și tot. În Canada tot cresc prețurile, da? Ei, dar cum? Altfel. Ai noștri, de vină. Maia da. Sandu-i de vină. Că la voi cresc prețurile. Nu, apropo, la noi a început să scadă, dar nu zice nimeni nimic. Da, nu știu, nimeni nu doare asta, dar ele scad și înțelegi, nimeni nu-i vinovat de asta. De data asta, da. Am văzut și eu urmăresc noutățile. Și mă rog doar un singur lucru, să cadă ratele ipotecare. Să se reducă.
Acolo? Da, acolo. Dar spune-mi, te rog frumos, sincer, tu crezi că vremurile bune chiar au intrat la noi în casă? Încă n-au intrat, stau la ușă. Stau așa cu mincioare și ne roagă frumos să credem în ele, să punem și noi umărul. Dar eu sunt absolut convinsă că ceea ce s-a întâmplat anul trecut este o întorsătură pozitivă pentru Moldova. Eu tot cred că este pozitivă, deși eu critic foarte mult. Și critic, știi ce critic? Absența comunicării. Că și eu la pentru fel. Că tu ai zis mai devreme că trebuie să educăm pe noi și pe cei pe care îi putem educa în jurul nostru. Te-am întrebat cum și ai zis prin comunicare. Uh-huh. Și atât noi revenim la ceea ce mi se pare mie fundamental. Să învățăm să comunicăm. Pentru că în lipsă de comunicare au început războaiele, de obicei. Așa s-a întâmplat în istorie. La noi se comunică, după mine, sumar și când se face, nu se face tocmai cel mai bine. De ce? În primul rând, noi am promutat, noi încă suntem foarte tare sub influența trecutului sovietic din care noi venim. La te referi la societate în general sau la liderii? Inclusiv la modul de comunicare cu oamenii. Ok. Lipsește empatia, lipsește follow-up-ul, feedback-ul. Vrem să facem asta. Nu îmi spuneți mie, spuneți-mi ce ați făcut. Eu asta vreau. Vrem să vă îmbogățim, vrem să vă faceți rătără. Chiar în pandemie, cred că cel mai tare m-a durut. Noi ne gândim să facem... Nu îmi spuneți ce vă gândiți. Noi toți ne gândim, doar că vouă vă aparține puterea. Spuneți-ne ce ați făcut concret. Un lucru, spuneți-l că l-ați reușit și este suficient. Lipsește empatia, lipsește follow-up-ul, lipsește... Mi-mi place cum comunică Marcel Spătare. Oh, preferatul meu. Eu cred că Marcel, pe toți ei, colegii săi de echipă, trebuie să-i adune și le spună secretul. Mie îmi place cum comunică rar Maia Sandu. Mult prea rar. Prea rar, din păcate. Și în comunicare este necesară disciplina. Ea pur și simplu trebuie, așa cum te speli pe dinți, așa trebuie să știi. Tu ai văzut serialul Borgen. Da. Tu ai văzut că ea s-a trezit pe ultima studimetri că are nevoie să comunice și a făcut pact cu diavolul. Toți așa se trezesc pe ultima studimetri că au nevoie să comunice. Da. Apoi e că ar fi bine ca ei să nu se trezească pe ultima studimetri. Nu funcționează nimic în viață fără comunicare. Nici în familie nu funcționează nimic dacă oamenii nu comunică. În relațiile dintre parteneri, în business, dacă ai parteneri sau angajați sau orice, deci nu poți să funcționezi dacă nu comunici. Nu este doar Marcel Spătar, mai sunt și alții care comunică, poate un pic mai rar. Cine? Dar comunică. Nu? Tocuși să zici că eu special spun asta. Domnul Prodan tot comunică. Domnul Prodan comunică, dar eu știu cum poate să comunice el. Eu știu cât de... Da, un pic este prea oficial tot ceea ce face, da, prea înrămat în limbaj din asta de lemn, dar o face în comparație cu alții care nu o fac deloc. Pentru că unii miniștri s-au trezit că sunt miniștri atunci când au fost plecați deja din minister. Aș vrea să deschid niște paranteze, pentru că eu cred că e important acest disclaimer. Domnul Prodan, în acest an de când a devenit ministru, aproape tot anul s-a ocupat de crearea unui minister de la zero. Da, apropo, e o chestie importantă. Și eu tare aș fi vrut să știu mai multe despre ce e prin ce a trecut el, creând un minister de la zero. Eu aș fi vrut inclusiv pe domeniul ăsta să știu prin ce s-a... acest minister încă se creează și eu cred că domnul Prodan a început să devină tot mai prezent după și o lucțică respirat când o înțeles că măcar ceva roade ale acestui an foarte greu pentru el încep să se simtă. Asta e un motiv în plus, deci o să dăm podcastul primul mai repede ca să se audă inclusiv asta, pentru că eu cred că această guvernare... E greu să guvernezi într-o țară atât de abandonată 30 de ani de interesele sociale și ancorată doar în interese personale a unor figuri care s-au perindat pe aici, unii mai mult, alții mai puțin. Și cu siguranță le este tare greu să care carul ăsta. Dar dacă ei n-o să iasă să zică asta, o să aibă doar de pierdut. Și noi suntem într-un an jumate în alegeri locale
și o să fie, din păcate, blamați și o să pierdem iar noi. Că cineva îmi zicea că da, da, istoria o să-i pedepsească și o să-i scoatem. Și... Păi dacă îi pedepsește pe ei, nu pe ei îi pedepsește. Pe noi. Noi ne pedepsește, exact, de fapt. Pe noi ne pedepsește. Pierdem noi, de fapt. Așa că aici nu trebuie să facem compromis. Deci la comunicare compromis nu se face. Tu faci compromis. Dar mai sunt, mai este și altă problemă, lipsa specialiștilor. Iată, eu bună oară de câteva ore am trimis, foarte sincer spun, semnale, contractați-mă, eu pot să consult, nu vreau să mă băgați în prima linie, dar eu foarte tare vreau să pun umărul ca anumite lucruri să se schimbe. Și de ce n-au făcut-o? Nu știu, întreabă-i. Poate ei vor eu să fac voluntariat. Te-o scos total de schema, poate... Dar nu m-o scos, că eu n-am fost în nicio schemă. Nu în parteneriat cu ei a fost la început. N-am fost. Eu n-am avut niciun fel de parteneriat. Eu pur și simplu am avut o discuție telefonică. Și atât. Și tot cu discuții telefonică s-a și încheiat? Absolut. Nu, a mai fost și o întâlnire de încheiere. Și atât. Când am venit acasă și începuse războiul, am scris, sunt aici, aș putea să fiu de folos, dați de știre, nu-mi trebuie nimic, nu trebuie să mă plătiți, nu trebuie să mă puneți nicăieri în prima linie. Eu am rămas blocată de frică, de teroare, că ceva ni se poate întâmpla la tot. Și zic, dacă tot m-a prins destinul aici, dă să pun și eu umăr. Nimic. Dar eu nu mă supăr. Asta ei au de pierdut, nu eu. Eu, a? Asta e legat de orgolii, crezi? Nu, n-au timp. N-au timp să sune, să explice, să stabilească sarcini, să decidă unde să mă implice. N-au timp de toate astea. Eu știu că eu acum sunt, nu sunt în guvernarea țării, dar eu am de guvernat un mecanism cu sute de oameni implicați și eu știu cum eu nu am timp. Când cineva îmi scrie și îmi spune, vreau să fac voluntariat la voi, ce trebuie să fac pentru asta? Noi avem un om responsabil, te rog frumos, ia legătura. Ok, ei vor cu Nata să vorbească direct. Știu, de asta nu mă supăr, deci n-am niciun gram de nimic. Eu, Doamne, de-ar supraviețui și să nu le cedeze sănătatea. Eu nu vreau să fiu în locul lor acum deloc. Nu, nici eu nu vreau să fiu în locul lor. Dar eu nu sunt de acord cu tine că nu sunt specialiști. În comunicare? Da. Nu, nu sunt acolo, nu sunt printre ei, nu i-o găsit, nu știu de ce, dar noi vedem ce vedem. Dacă sunt specialiști, noi ar trebui să vedem roadele acestor specialiști în muncă, nu? Nu, eu cred că pe locuri totuși sunt și niște bisericuțe care, din păcate, se formează peste tot pe unde trăiesc cu oamenii. Și mai ales noi, că ai zis, da, corect, avem reminiscențe sovietice și, apropo, reminiscențele astea sunt și la cei care se nășteau atunci când Uniunea Sovietică deja picase, dar ele au rămas cumva prin ADN-ul de educație al părinților. Și atât bisericuțele astea fac foarte rău tuturor guvernărilor, dar mai ales astora democratice și parcă ancorate în intenții europene. Ce ai în vedere când spui că bisericuțe, în ce sens bisericuțe? Tot felul de filtre pe care dacă nu le treci... Ok. Și asta se întâmplă. Eu sunt aici. Tu ești aici. Poate ori simți că este nevoie. Tu crezi că oamenii în genere sunt mânați de interese mai mult sau de intenții bune? În primul rând să nu generalizăm. Nu generalizăm. Dacă nu generalizăm, atunci nu știu cum să-ți răspund la întrebarea ta. Sunt oameni care sunt mânați de interese, dar sunt oameni care sunt mânați de intenții bune. Tu în care categorie intri? Ei, acum eu ce o să-ți spun ție? Natalia, știi, uite, trebuie să-ți recunosc. Eu sunt cam mânată de interese. Nu știu ce să fac cu mine, dar interesele mă mână. Eu vreau să fiu foarte onestă. Dar ce o să-ți zic eu? Că asta e... Mie mi se pare că orice aș spune, faptele mele vorbesc pentru mine. E minunat când faptele vorbesc. Eu, de exemplu, când am candidat pentru funcția de primar în localitatea mea, am pornit de la interesul de a face o localitate sub Chișinău să arate altfel. Intenții bune. Și a fost o intenție bună. Uh-huh. Bravo. Dar n-a fost. O fine. Mai ai? Ce, așa ușor cedezi, Natalia? Ce fel de lider ești tu când bă, o chestie care n-a reușit din prima, așa de ușor cedezi? Tu doar vrei să fii lider. Liderii nu cedează așa ușor.
Nu știu dacă vreau să fiu lider, nu despre asta este. Nu, tu ești lider, adică nu că vrei. Eu nu cred că oamenii pot deveni lideri doar pentru că ei vor. Mai este nevoie și de un mindset cu care te naști ori nu te naști, ori îl cultivi, ori nu îl cultivi. Eu cred că femeile pot tot dacă vor. Și eu foarte mult aș vrea să fie mai multe femei în campanie electorală din, și eu îmi doresc. De peste un an jumătate. Și eu. Inclusiv și tu să eu te mă gândești simt, la asta. Îți recunosc sincer că în momentul în care am conștientizat că suntem o țară post-sovietică care are pentru prima dată o femeie președintă, și încă și această femeie președintă e că este așa cum este ea, care nu corespunde la niciun standard de femeie moldoveancă realizată, stereotipuri locale. Da. Asta cu atât mai mult mi-a dat speranță că moldovenii se schimbă. Nu toți, dar majoritatea care a mers la vot. Dacă pentru ei acest element pe care atâta s-a tatonat s-a până bătut, acum, exact. Bărbat, familist, trei copii, femeie gospodină, încă un bărbat, familist, gospodar, doi copii, peste tot elementul ăsta a fost împins în față, pentru că potrivit tuturor strategiilor, la populația din spațiul post-sovietic est-european, asta merge. Și dacă mai arăți că mai ești credincioși, te rogi în fața tuturor iconilor, apoi te adoră oamenii. Și aici, hop, și vine așa o cetățeană cu studii bune, fără bife la capitolele statut civil și așa, fără selfie-uri la icoane, știi? Și hop, e încă și câștigă și încă și președintă. Faith in humanity restored pentru mine. Și pentru mine asta tot a fost un așa, un bec care s-a prins și am înțeles că nu-i tot pierdut. Nu-i tot pierdut. Moldovenii încep să pună valoare pe cu totul alte lucruri. Și începutul ăsta este exprimat prin vot democratic, stat în coadă. A mai rămas și Chișinău, o să-l salvăm. Dar nu revenim contează. La cele ce am zis mai devreme. Da, dar nu, am în vedere, am mai rămas să ștergem nasul și pentru Chișinău și gata. Trebuie putem să schimbăm. Să, da, e adevărat. Să ne bucurăm de viață cu lumina la capătul tunelului. Da. Bun, eu... Știi, m-am uitat, vorbeam cu tine de comunicare. Pe de o parte, majoritatea nu comunică. Pe de altă parte este un Andrei Spânu care mai bine n-ar comunica, știi? Pentru că face mai mult rău. Și momentul ăsta cu ploaia care a fost pentru mine a fost un moment foarte interesant din punct de vedere a unui om care este pasionat de comunicare, pentru că eu n-am văzut nici în cazul primarului, nici în cazul lui Spânu, de fapt, accent pe dramă, pe empatie, pe regret atât de mult, spuneți-mi ce aș putea să fac să nu se mai întâmple. Regret atât de mult că aș vrea să rog pe toți, știi? Domnul primar a zis ceva, cred că... Nu, eu mesajul care l-am văzut a fost: aveți 3 zile să eliminați consecințele. Sincer? Așa se comunică în momentul în care oamenilor li s-a întâmplat o dramă? Tu cine ești și acolo? Și domnul ministru ar fi putut să arate un pic altfel de la înălțimea funcției domnului. Domnul Andrei Spânu trebuie să abandonează toate ping-pongurile astea cu Del de Ceban. Pentru că în rest, colegii săi de breaslă în sensul ăsta sunt foarte bravi. Ei nu se lasă antrenați în toată mâzga asta. E o mâzgă. Eu în genere ping-pongul ăsta pe internet, pe Facebook, nemijlocit, a politicienilor, dar și a oamenilor obișnuiți, îl cataloghez drept o pierdere uriașă de timp și energie. Da, da, vezi, uite, și ei consideră că comunicarea este o pierdere de vreașă de timp și energie. Nu, știi, tu l-ai menționat pe Marcel Spataru. Eu pregătesc acum un material mai amplu pe blog. O să fac o analiză, o să fac o trecere în revistă a tuturor miniștrilor care și cum comunică. Și când urmăream ceea ce face domnul Spataru la minister, am rămas profund impresionată ca dânsul să aplice tehnici despre care eu sunt sigură că el nu și le-a bifat acolo, că trebuie să fac real-time marketing pe următorul subiect neapărat, că trebuie să bag parte de human story atunci când povestesc despre natalitate și nu mai știu ce.
deci el cred că n-a făcut asta premeditat. O face instinctiv. Eu presupun că o face instinctiv. Sau e atât de premeditat. Sau e atât de premeditat. Încât se pare că este exact. Instinctiv. Că dacă e atât de premeditat încât pare a fi instinctiv, atunci șapo în fața acestei echipe. Că nu știu dacă o face singur. Cu siguranță. Ba da, Marcela este bun la asta. Iar bun, pentru că au avut un background. Are un background foarte valoros, inclusiv în comunicare și înțelege foarte bine cum funcționează lucrurile. Dar ce mi se pare mie că nu funcționează bine, și aici ne oprim la a critica guvernul, incorpore și pe fiecare separat, este că nu există o verbalizare a necesității de comunicare de undeva de sus, de la vâsle. Și ca toată lumea asta să se așeze în bărcuța asta comună și să tragă toți în aceeași direcție. Pentru că mie mi se pare că totul pare prea dispersat. Eu cred că nu există comanda de la vâsle, nu numai pe tema comunicării. Bine. În general, eu nu am sentimentul de consecvență în multe lucruri și nu doar despre unitate. Comunicare e vorba. Și unitate. E broască, ragu și o știucă. Încă eu nu am acest sentiment, dar eu nu simt că ar exista acest vector de noi facem un lucru comun și el se transmite la toate capitolele. E că acum, concret, în țară, este campania Hai cu mine acasă. Da. De ce eu nu văd acest lucru la Natalia Gavriliță? De ce eu nu văd acest lucru la Maia Sandu? Deci eu văd doar la Sergiu Prodan și la Antrim și atât. Și Moldova Travel, care tot e Antrim. Da. Iată, despre asta este vorba. Dacă noi facem lucruri comune de țară, înseamnă că toți cei care ar putea să devină portavoci... Exact, trebuie să se ancoreze, să promoveze acel mesaj. Să transmită acest mesaj. Și asta e aici, dar a fost pandemia care a fost ujasnă. Comunicarea. A fost războiul care e la fel. Și am să zic o chestie esențială pentru moldoveni ca și națiune.